Stimați reprezentanți mass-media, stimați concetățeni, astăzi a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate. Au fost mai multe subiecte discutate, eu o să mă opresc la principalele, să vă informez despre ce astăzi am discutat mai bine de 3 ore, da? Aproape. 2 ore jumate. Primul subiect care a fost astăzi discutat ține de asigurarea securității alimentare a țării și riscurile determinate de efectele secetei asupra sectorului alimentar. Vreau să vă informez că, conform datelor care au fost prezentate de către colegii de la guvern, în anul agricol 2020, practic avem o secetă care nu am mai avut-o în Republica Moldova de mulți ani. Depunerile atmosferice au constituit doar 30-60% din media multianuală. În zona de nord a țării 30-80, în zona de centru și sud de la 0 până la 30%. De ce v-am dat aceste date? Pentru că să cunoașteți că practic zona de sud și zona de centru au fost afectate cel mai mult. Suprafețele însămânțate cu prima grupă au fost compromise la această etapă în proporție de circa 70%. În același timp, putem constata că la această etapă, dacă vorbim de prima grupă, o să vă spun care este recolta la prima grupă, comparativ cu anul trecut, pentru a înțelege cât este de gravă situația pe diferite culturi. Prima grupă, total, au fost recoltate circa 600.000 de tone. De obicei, în Republica Moldova, prima grupă se recoltează 1,2-1,3 milioane de tone. Adică recolta grupei 1 este la nivel de 45-50% față de anii precedenți. Este roadă mică, dar vreau să accentuez aici, pentru că am auzit diferite declarații în presă că nu o să avem roadă deloc. Suntem la nivel de 50% față de anul trecut. De exemplu, la nivelul, dacă vorbim de grâu, la această etapă sunt recoltate 440.000 de tone de grâu în Republica Moldova. Anul trecut a fost aproximativ 1 milion de tone. Securitatea alimentară a țării este 360.000 de tone. Ceea ce putem constata că securitatea alimentară a Republicii Moldova, țin cont chiar de situația dificilă din acest an, este asigurată complet. Încă o dată, accentuez. Securitatea alimentară a țării este de 360.000 de tone. Noi am recoltat în acest an, oficial ce a fost declarat deja, peste 440.000 de tone. În afară de aceasta, vreau să menționez că în rezerva de stat, la moment, avem 51.000 de tone suplimentar grâu din roada anilor precedenți. Situația este la fel de dificilă atunci când vorbim de grupa a doua. Grupa a doua este vorba de porumb și floarea soarelui. Cea mai mare suprafață în Republica Moldova care este însemânțată este porumb. Este vorba de 500.000 hectare. De obicei, porumb în Republica Moldova, noi anual recoltăm circa 2 milioane de tone. În anul trecut a fost 2 milioane de tone. Securitatea alimentară furageră, adică consumul intern, este de 700.000 de tone. De obicei, noi exportăm 1.000.000-1.300.000 de tone. Estimăm în acest an roada de porumb de peste 1 milion de tone. Necesarul intern este de 700.000 de tone. Eu o să repet datele acestea. De ce? La grâu și la porumb. Necesarul 360.000 de tone. Am recoltat 440.000 de tone. La porumb, necesarul 700.000 de tone pentru necesitățile interne. Noi, cel mai probabil, după pronosticurile colegilor de la guvern, vor recolta 1 milion de tone.
Adică vom avea și un potențial de export de circa câteva sute de mii de toni. Evident că lucrul acesta, cifrele care vi le-am anunțat, ne denotă că asigurarea, siguranța, securitatea alimentară a țării în acest an este asigurată. Dar aceasta nu ne poate liniști, pentru că acel potențial de export al agricultorilor de unde ei încasau venituri, practic, în acest an nu este. Totodată, noi am făcut o evaluare astăzi la Consiliul Suprem de Securitate a situației ce ține de plantațiile de pomi fructiferi. Și aici avem afectat, în special, din înghețuri, care au fost primăvara, și prognozăm o micșorare a recoltei globale cu circa 10-20% comparativ cu anul trecut. Cel mai tare au fost afectate caisele, 80%, piersicile, 50%, mărul în proporție de 20-30% și așa mai departe. Cum ajutăm agricultorii? Aceasta este întrebarea de bază care astăzi a fost discutată destul de detaliat la Consiliul Suprem de Securitate. În primul rând, vreau să menționez că în acest an fondul total de susținere a agriculturii este de 1.100.000.000 de lei. Pentru comparație, anul trecut au fost puțin peste 900 de milioane. Noi deja suntem cu 200 de milioane în creștere, bani alocați la bugetul de stat față de anul precedent. În afară de aceasta, noi am discutat astăzi detaliat cu colegii de la guvern și vor fi alocate suplimentar circa 300 de milioane de lei. Este vorba de mijloace care au fost depistate pe intern. Am luat decizia, după cum cunoașteți, la prima etapă, pentru că vorbim acum de... Sunt în etape. Prima etapă sunt cereale de grupa întâia. Grâu, orzul și așa mai departe. Din cele 400 de mii de hectare, am luat decizia ca pentru 200 de mii de hectare să fie acordate subvenții în mărime de peste 1.000 de lei. A doua etapă este evaluarea suprafețelor afectate de secetă de grupa a doua. Grupa a doua, porumbul și floarea soarelui. Sperăm foarte mult că în timp apropiat vom finaliza evaluările și vom decide cu ce vom ajuta. Stimați agricultori, la sigur va fi suport necesar și pentru grupa a doua. Dar deja avem adresări din partea producătorilor de sfeclă de zahăr, de exemplu, din partea zootehniei, din partea altor agricultori, să venim cu un suport. În afară de aceasta, după cum cunoașteți, noi ne-am adresat partenerilor externi, eu am avut discuții cu conducerea Federației Ruse, sperăm să obținem un suport în formă de motorină pentru agricultorii care au fost cel mai mult afectați. După cum cunoașteți, am decis să ne adresăm pentru un suport, un credit special la Banca Mondială. Eu înțeleg poziția și greutățile prin care trec agricultorii. Înțeleg foarte bine. Dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice, de la aceasta bani mai mulți în buget nu vor apărea. Noi deja am acordat practic maximul ce am putut. Noi nu putem stopa în salariile, pensiile și să acoperim pierderile în agricultură. De aceea am alocat tot ce am putut, am solicitat la parteneri și sunt ferm convins că vom găsi surse suplimentare și la parteneri. Am decis să deschidem și un cont special, așa cum a fost cu situația COVID, unde toți cei doritori în afara țării, din interiorul țării, pot să vină cu un suport pentru acordarea unui ajutor agricultorilor de Republica Moldova care suferă de secetă. Eu sunt ferm convins că și partenerii noștri externi vor reacționa și vor veni cu unele suporturi în acest sens. Al doilea subiect important care astăzi a fost discutat ține de situația cu COVID. Vreau să vă informez că la această etapă din luna martie în Republica Moldova au fost prelevate până astăzi 170.000 de testuri. Numărul total de cazuri depistate pozitiv sunt de 28.223. Persoane vindicate 70%, aproape 20.000.
Total decese, cu regret, 857, 3,1% din total număr de cazuri depistate. Cazuri active la această etapă avem 7626, pacienți în stare gravă 442. Laboratoare unde se prelevează testele în Republica Moldova la moment funcționează 10, 6 publice și 4 private. Către toamnă vor fi date în funcțiune, în exploatare, încă 2 laboratoare. Analiza descriptivă a cazurilor confirmate. Vârsta medie a cazurilor confirmate este de 46,7 ani. Femei 59%, bărbați 41%. Perioada medie de incubare este de 5 zile. Din mediul urban, unde sunt mai mulți oameni împreună, 65%, la sate 35%. Cazuri de import, mă aduceți aminte la prima etapă, spuneam că atâtea de import din Italia, din alte țări, cazuri de import, total din număr avem doar 1%. 288 de cazuri de import, restul peste 28.000, sunt cazuri deja de transmitere locală. Analiza descriptivă a deceselor. Vârsta medie celor decedați, 66,1 ani. Cel puțin o comorbilitate, adică o boală. 98% din aceștia au avut cel puțin o boală, dintre care cardiovasculare 85%, diabet 35% și așa mai departe. Cazurile de import confirmate în ultimele 14 zile. Important. Turcia pe locul 1. România pe locul 2. Practic cei care pleacă la odihnă. Tot la acest subiect câteva lucruri suplimentare. Se discuta foarte intensiv dacă există sau nu imunitate colectivă. Ce înseamnă imunitate colectivă? Adică dacă ai fost bolnav odată, apar anticorpi și a doua oară nu te mai bolnăvești. Ce arată statistica? În țările media pe Uniunile, țările UE, imunitatea colectivă este doar de circa 3%. Ce înseamnă aceasta? Din cei care s-au îmbolnăvit, obțin imunitate colectivă nu mai mult de 3%. Noi, în Republica Moldova, la această etapă avem deja cel puțin 4 cazuri de îmbolnăvire repetat, după ce persoanele au fost cu COVID. 2. La această etapă, în stoc, avem peste 100.000 de teste. Suplimentar, încă 130.000 de teste sunt în procedura de livrare și procurare. Vorbim doar de instituțiile de stat, fără cele private. Vaccine. S-a vorbit foarte mult de vaccine. În primul rând, noi ne pregătim foarte serios pentru vaccinarea sezonieră de gripă, nu de COVID. Deoarece în perioada rece a anului avem perioada de gripă. Deci am luat decizia, împreună cu colegii, am făcut o evaluare, ne pregătim foarte serios de vaccinarea sezonieră de gripă. Și aia este foarte importantă pentru că diminuează riscurile. Referitor la vaccinile contra COVID, ați văzut că sunt mai multe declarații în spațiu public în ultimul timp. Colegii de la guvern au spus că la moment nu sunt vaccine care au fost finalizate toate procedurile pentru a fi exportate din țările unde ele au fost produse. Republica Moldova ne-am înregistrat la Organizația Mondială pentru Vaccine pentru ca imediat ce ele vor apărea, ca noi să le putem primi în Republica Moldova. Dar, încă o dată,
Țin cont de imunitatea colectivă și riscurile respective, stimați concetățeni, trebuie să fim conștienți că dacă nu vom fi precauți, și ideea care era anterior că o să ne îmbolnăvim odată și gata, o să avem anticorpi, chestia asta nu funcționează. Trebuie să ne protejăm. Și atunci când va fi vaccine, sperăm cât mai aproape, cât mai rapid. Republica Moldova face tot posibilul ca aceste vaccine să apară mai repede în Republica, la noi în țară, și să le repartizăm, să dăm posibilitatea cetățenilor să vaccineze. Și am discutat de asemenea tot ce ține de reluarea activităților școlilor, grădiniților. Colegii de la guvern sunt de acord ca aceste activități să fie reluate de la 1 septembrie. Vorbim de școli, grădiniți, cu respectiv, evident, cu asigurarea tuturor normelor necesare, pentru că e vorba de copiii noștri. La primul element de risc, sau dacă este vorba de zonă roșie, acest lucru va fi luat în calcul și vor reveni la sistemul de carantină. Al treilea subiect discutat astăzi este evoluția investigațiilor pe cazurile de rezonanță legate de devalizarea sistemului bancar, portul miliard. Eu nu o să vă dau toate detaliile de la discuții, ele au fost, din nou, destul de multe, doar vreau să vă informez referitor la trei puncte. Primul. După cum cunoașteți, prejudiciu direct cauzat statului este de 13,3 miliarde de lei. Fără procentele care le plătim încă la Banca Națională. Recuperat plus sechestrat, adică bani transferați deja la buget și plus active sechestrate, la această etapă sunt 6,3 miliarde de lei. Ceea ce este practic dublu față de ceea ce am avut la începutul anului. Și aici este vorba doar de surse interne. Adică, încă o dată, recuperat plus sechestrat, 6,3 miliarde de lei, din 13,3 prejudiciu direct, din surse interne, dintre care transferat pe cont bani deja 2,5 miliarde și sechestre 3,8 miliarde lei. Și al treilea element care vreau să vă informez în acest sens, o intensificare foarte bună a activităților pentru recuperarea banilor pe extern. Menționez încă o dată, aceste 6,3 miliarde bani cash și active sechestrate sunt doar pe intern, în interiorul țării. Pe extern, până acum, nimeni nu a făcut nimic. Dar noi știm că o bună parte și mare majoritate a banilor au fost transferați în afară țării. Pe extern avem 51 de cereri de asistență juridică internațională și avem cu 19 state comisii rogatorii. Ceea ce înseamnă că în timpul apropiat vom începe arestarea activilor în afara țării. Noi cunoaștem deja cunoaștem unde sunt active bani cash de sute de milioane de dolari. Imaginați, 100-200 de milioane de dolari, sunt 4-5 miliarde de lei suplimentar la bugetul de stat. Procuratura Generală, colegii din organele respective, au intensificat activitatea în acest sens. Al patrulea subiect, concesionarea aeroportului. Aici o să vin doar cu câteva detalii. Cunoașteți că, dat fiind faptul că nu a fost depusă garanția de bună executare, conform contractului, punctul 25 din contract, acesta este motiv de a rezilia contractul de concesionare a aeroportului, ceea ce și s-a întâmplat pe data de 8 iulie. Pe data de 8 iulie, guvernul a notificat că reziliază contractul de concesionare. Investitorul are 180 de zile să restituie acest activ statului. La moment, toate procedurile în acest sens, Guvernul, Agenția Proprietății Publice, colegii de la Ministerul Justiției se ocupă de acest lucru. Au fost și alte subiecte care au fost discutate astăzi. Am discutat și despre posturile ilegale din regiunea transnistreană. Făcut un schimb de opinii cu colegii în acest sens.
Acestea au fost. Stimați colegi, vă mulțumesc. Stimați reprezentanți mass media, stimați concetățeni, vă îndemn să fim foarte precauți. Da, trecem printr-o perioadă foarte dificilă. Repet, o situație care nu a mai fost în Republica Moldova. Noi nu am avut așa situație în toți anii de independență. Când avem și secetă, fără precedent, când avem și COVID, care n-a fost niciodată, așa ceva în lume nu a fost. Mai avem încă și policieni care vor să clatine luntre. Iar noi, cei care suntem acum în fruntea statului, trebuie și vom face tot posibilul să asigurăm stabilitate. Aceasta este datoria noastră. Vă mulțumesc, succese și sănătate!